Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, iată ne ajungi la cea de-a doua secțiune a cărții Exod. Este o secțiune care are de-a face în cea mai mare parte a ei cu legea pe care Dumnezeu o dă lui Israel. Nu trebuie uitate prefacerile prin care trece poporul evreu până la acest moment, prefaceri profunde. Ceea ce trebuie să ne rețină în mod special atenția este modul în care poporul este confruntat în numeroase rânduri cu imaginea lui reală. Pentru aceasta Dumnezeu îi aduce în câteva momente de criză, în care poporul își arată adevărata atitudine față de Dumnezeu. Aceste momente de criză și de confruntare cu el însuși sunt foarte importante pentru poporul evreu. Dumnezeu îi aduce în aceste momente pentru că dorește să aducă relația lor cu el la noi cote, pentru care deocamdată poporul nu era pregătit. Dar să revenim acum la capitolul care relatează începutul unei noi etape în viața poporului evreu, capitolul 19. După victoria asupra amaleciților, poporul ajunge acum la muntele Sinai. Acesta este locul în care le va fi dată legea ce va marca profund existența lor. În luna a treia după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo în fața muntelui. Dumnezeu se apropie cu tandrețe de poporul lui. Cu toate că i-a condus până acum cu mână puternică, Dumnezeu se apropie de popor pentru a-i oferi posibilitatea să aleagă dacă vor rămâne cu Domnul sau va vrea să meargă de capul lui. Bineînțeles, Moise este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Moise s-a suit la Dumnezeu. Și Domnul l-a chemat de pe munte zicând, așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Copiii lui Israel au călătorit din Egipt la muntele Sinai prin harul lui Dumnezeu. Adică nici măcar o companie plăcută nu au prea fost. Mereu s-au plâns, mereu au fost nemulțumiți, dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de ei. Dumnezeu le aduce aminte de ceea ce a făcut El pentru ei, de la scoaterea lor din Egipt și până acum, modul în care El i-a purtat pe aripi de vulturi.
Dar ce poate însemna acest vultur? Vulturul este o pasăre de pradă. Iov se gândește cam așa la această pasăre. Trec ca și corăbile cele iuți ca vulturul care se repede asupra prăzii. Domnul Iisus vorbește și el despre aceste păsări. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Cu toate acestea, vulturul este folosit ca un simbol pentru Dumnezeu, pentru divinitate în Scriptură. În cartea Ezechiel, divinitatea este reprezentată de fața, de capul unui vultur. În cel de-al patrulea capitol al cărții Apocalipsa, divinitatea este portretizată ca un vultur în zbor. Vulturul este admirat pentru aripile sale și este considerat cea mai bună zburătoare din categoria păsărilor. De aceea, Dumnezeu folosește această comparație pentru a întipări în mintea evreilor faptul că El, Dumnezeul Atotputernic, i-a scos din țara Egiptului și i-a purtat prin deșert până la muntele Sinai. Până la acest loc, Israelul a avut 7 experiențe în care Dumnezeu le-a îndeplinit nevoile. Dumnezeu le-a dat mana din pustie atunci când le era foame, le-a dat apă când au fost însetați. Dumnezeu le-a îndulcit apele de la Marea. Dumnezeu i-a izbăvit din mâna lui Amalec. Deci în tot ceea ce au întâmpinat pe acest drum, Dumnezeu a fost acolo, de partea lor. Dragii mei, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi beneficiem de grija și protecția sa. El este acela care vindecă sufletele noastre și care aduce mângâierea în ele. Odată ajungi la Sinai, Dumnezeu pune înaintea lor o alegere, înaintea poporului evreu, har sau lege. Dumnezeu îi întreabă dacă vor ține legile pe care le va da el poporului, iar poporul alege legea. Dar care ar fi contrastele dintre lege și har? O primă diferență este aceea că legea cere, harul dăruiește. Apoi, legea spune fă, pe când harul spune crede. Legea este severă, solicită, pe când harul răsplătește, oferă. Legea spune lucrează, harul spune odihnește-te. Legea amenință cu blestemul, harul pronunță binecuvântarea. Legea condamnă și pe cel mai bun om, pe când harul mântuiește chiar și pe cel mai rău. Dragii mei, toate aceste aspecte vor fi prezente în ceea ce vom descoperi în itinerariul nostru prin Scriptură. Este ceea ce se poate observa în fiecare carte a Bibliei. Legea, pe de altă parte, relevă caracterul lui Dumnezeu și, în același timp, slăbiciunea omului. În epistola către Romani, la capitolul 3, versetul 19, Pavel spune: știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a oferit niciodată legea sa ca mijloc al mântuirii. Nimeni nu poate fi izbăvit, nu poate fi mântuit numai prin respectarea legii. Nu cred că este un om, cu excepția Domnului Iisus, care să fi respectat legea în cel mai mic detaliu al ei. Iar Scriptura ne spune că cine calcă legea într-un lucru, a călcat-o și în toate celelalte. Atunci, întrebarea firească este: de ce a dat Dumnezeu legea? Cred că răspunsul cel mai concludent îl găsim în epistola adresată Galatenilor, la capitolul 3, versetul 19. Atunci, pentru ce este legea? Spune Pavel. Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința, și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Legea a fost dată ca noi să înțelegem că suntem păcătoși. Caracterul ei a fost unul temporar, mai bine spus până la venirea celui ce a fost sămânța, adică Domnul Iisus, promis încă primei perechi de oameni ca izbăvitor. În versetul 24 din același capitol, Pavel continuă: astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Cuvântul pe care îl folosește Pavel aici este paidagogos. Acest cuvânt îl definea pe slujitorul care ducea copilul la școală. El nu era profesorul, ci doar cel care îl ducea pe copil până acolo. Deci, legea nu este altceva decât cea care ne-a condus la Domnul Hristos. Nu este ea cea care aduce mântuirea, ci doar aceea care ne duce la Domnul Iisus, El, cel care dăruiește izbăvirea.
Să ne întoarcem însă la Israel, pentru că Dumnezeu își dezvăluie planurile cu privire la ei. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt, spune Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Acesta este ceea ce intenționa Dumnezeu să facă din Israel. O națiune de preoți care să se închine lui singurul Dumnezeu adevărat. În felul acesta, toate triburile trebuie să fie triburi de preoți. Însă la un moment dat, așa cum o să vedem, poporul își face un idol, adică o reprezentare din aura lui Dumnezeu, încălcând astfel poruncile lui Dumnezeu cu privire la închinare. Din această cauză, în cele din urmă, o singură seminție, un singur trib va ajunge să intre în slujba preoției. Acum Moise cheamă bătrânii lui Israel și le aduce înainte cuvintele Domnului. Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea cum îi poruncise Domnul. Iar poporul se angajează să le asculte. Tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Acest episod de la muntele Sinai deschide o perioadă aparte în istoria omenirii în ceea ce privește relația omului cu Dumnezeu. Este vorba despre o epocă desfășurată sub semnul legii. Ea se întinde până la Calvar, la momentul crucificării Domnului Isus. În toată această perioadă, legea a demonstrat incapacitatea omului de a se ridica la standardul cerut de Dumnezeu. Nimeni nu putea să facă acest lucru și din acest motiv a fost trimis Domnul Isus pentru a ridica păcatul oamenilor. Israel se angajează aici să facă tot ceea ce a spus Domnul, dar pentru 1500 de ani vor demonstra că așa ceva nu se poate. Legea a fost dată pentru a controla firea veche, pornirea noastră naturală care este una revoluționară și greu de controlat. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, capitolul 8, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Cu alte cuvinte, pornirile minților noastre sunt influențate de natura noastră, ceea ce este foarte normal, numai că aceasta înseamnă conflict cu Dumnezeu. Prin natura noastră, noi nu putem niciodată să facem voia lui Dumnezeu, nici să-i fim plăcuți. Nu ați descoperit aceasta și în propriile vieți? Nu ați găsit că tocmai atunci când vreți să faceți ceea ce știți că este bine, nu ați putut? Apostolul Pavel a dus și el un astfel de război. Cu siguranță vă amintiți cuvintele lui. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și tot el vorbește despre legea naturală existentă în noi. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Dragi prieteni, este o realitate. Nu este o simplă teorie, ci este o realitate pe care o experimentăm chiar și atunci când nu ne propunem lucrul acesta. Să vedem dar modul în care Dumnezeu se apropie de poporul Israel și reacția poporului. Și Domnul a zis lui Moise, iată voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă întotdeauna încredere în tine. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Experiența primirii legii nu a fost una prea încântătoare pentru popor, așa cum o să vedem. Pentru că, dragii mei, legea trebuie să ne sperie, pentru că odată cu ea vine și condamnarea. Poporul trebuia să se pregătească în mod special pentru această întâlnire cu Dumnezeu. Ascultați ce le spune Domnul. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogori în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini, de jur împrejur și să spui, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el,
ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți, dobitoc sau om, nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Ceea ce se petrecea acolo diferă foarte mult de votul unei constituții sau votarea unei legi obișnuite. Acolo era prezent Dumnezeu și el era înconjurat de toată sfințenia. Nu este o ceremonie oarecare și nimeni nu se putea apropia în mod ușuratec de muntele Domnului. Dragi prieteni, cu sfințenia lui Dumnezeu nu ne putem juca. Este de glumit. Dumnezeu este bun, iertător, plin de dragoste, dar este și un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu care așteaptă sfințenia de la cei ce se apropie de El. Adesea am auzit oameni rugându-se să vadă sfințenia Domnului. Lui nu este greu să se prezinte astfel, dar nu cred că noi suntem pregătiți pentru aceasta. Observați numai ce trăiește poporul Israel în această întâlnire. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabăr a fost apucat de spaimă. Să nu uităm că nu mai este vorba despre poporul temător de la începutul călătoriei, care se sperie de orice. Dumnezeu îi trecuse prin multe evenimente. Văzuseră Marea Roșie ridicată ca un zid deasupra lor, vedeau stâlpul de foc noaptea, vedeau norul de deasupra lor și știau că este Dumnezeu acolo. Numai că de această dată se tem, sunt cuprinși de panică. Drag prieten, pentru cel ce nu este pregătit, întâlnirea cu Dumnezeu nu este deloc una obișnuită și nici plăcută măcar. Mulți vor ajunge în ziua judecății să se întâlnească cu Domnul și nu va fi deloc o întâlnire încântătoare pentru ei. Să pătrundem și noi puțin în acea atmosferă prin descrierea făcută de Moise. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorise pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise, pogoară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Cuvintele Domnului sunt foarte clare. Nimeni nu se putea apropia de el afară de cel pe care Domnul l-a ales și cu care avea un legământ. Domnul Iisus a venit aici pe pământ pentru a face un legământ cu noi oamenii. În virtutea acestui legământ, oricine crede în el are acces la Tatăl. Nu știu dacă noi putem aprecia valoarea adevărată acestui fapt. Este extraordinar să stai înaintea lui Dumnezeu fără teama că vei fi condamnat pentru păcatele tale. Pentru că, vedeți, nu se pune problema dacă avem sau nu avem păcate. Nici dacă Dumnezeu le trece cu vederea sau nu. Păcatele există, ele sunt în natura noastră. Iar cuvântul lui Dumnezeu este clar, plata păcatului este moartea. Intervenția lui Dumnezeu este pentru a fi iertați, pentru a fi eliberați de acea fire păcătoasă pe care o moștenesc cei mai mulți dintre noi. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus a venit în această lume. Legea nu ar fi putut face niciodată acest lucru. Legea cerea sânge ca răscumpărarea păcatelor, cerea sfințirea prin jertfă pentru a sta în prezența lui Dumnezeu. Prin jertfa sa, Domnul Iisus a adus jertfa de care avem nevoie pentru a fi sfințiți înaintea lui Dumnezeu. De aceea, oricine crede în el poate să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Deocamdată, Dumnezeu îngăduie doar preoților lui Israel să se apropie de el. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Moise a zis Domnului, poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci n-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărăște anumite margini în jurul muntelui și sfințește-l. Domnul i-a zis, du-te, pogoară-te și suie-te apoi iarăși cu Aron, dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea. Moise s-a pogorât la popor și a spus aceste lucruri.
În acele zile, pentru ca preoții să se apropie de Dumnezeu, trebuia adusă o jertfă de ispășire pentru ei. Era modul în care mărturiseau că sunt păcătoși și că ar trebui să moară pentru păcatul lor. Dragi ascultători, este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi și acum. El așteaptă ca noi să recunoaștem că suntem păcătoși. Să recunoaștem că păcatul este acela care ne separă de Dumnezeu. De asemenea, trebuie să recunoaștem că păcatul are drept pedeapsă moartea. Încă o dată, repet, nu este alegerea lui Dumnezeu, ci este natura lui Dumnezeu aceea care solicită moartea noastră. Natura lui sfântă și dreaptă solicită răsplata pentru păcat, adică moartea. În schimb, este dragostea lui aceea care a ales să-L dea pe Domnul Iisus pentru noi. În felul acesta suntem izbăviți. În felul acesta este adusă pentru noi jertfa de ispășire. Toate aceste evenimente se petrec înainte ca Dumnezeu să dea legile sale lui Moise și ca Moise să le prezinte poporului. De asemenea, atunci când poporul se retrage de lângă munte și rămâne numai Moise cu Dumnezeu, poporul își face idolul de aur. Deci este clar care este lecția pe care Dumnezeu ne-o dă aici. El face foarte clar faptul că El este un Dumnezeu sfânt către care avem un drum închis atâta timp cât suntem sub puterea păcatului. Pe de altă parte, poporul evreu ne arată că nici măcar teama nu este suficientă pentru a respecta legea. Cu toate că se teme de ceea ce vede pe munte, de prezența lui Dumnezeu în locul acela, imediat ce Dumnezeu s-a retras pe munte cu Moise, poporul păcătuiește împotriva Domnului. Dragii mei, nimic nu ne poate apropia de Dumnezeu decât dragostea Lui. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l înțelegem chiar în acest context al condamnării pe care o dă legea. Este de fapt vorba despre condamnarea firii noastre. Sufletul nostru poate fi salvat prin credința că ceea ce a făcut Domnul Iisus pe crucea de la Golgota a însemnat jertfa pentru răscumpărarea noastră. Să nu uităm această experiență a poporului și, dacă este nevoie, să ne temem de ea. Dar să nu uităm că legea este cea care ne îndrumă către Domnul Iisus. Acolo este mântuirea, acolo este poarta către prezența lui Dumnezeu. Să intrăm cu curaj!
sfârșesc viața umană. Eu voi sta se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.